Părinte, care sunt cele mai importante argumente care arată clar că Biserica Ortodoxă este Biserica lui Hristos? Păi este unul singur, aș spune așa, este Harul lui Dumnezeu. Pentru că nu poate exista Har în altă parte decât în Biserica cea una. Acesta este elementul cheie al Bisericii, Harul lui Dumnezeu. Și pentru cine are o trăire, îl simte de la o poștă. Adică Harul lui Dumnezeu se simte imediat în cineva. Dacă este Duhul Înșelării, pentru cineva care trăiește autentic în Hristos, este ușor de descoperit. Pentru ceilalți care nu au o trăire în Hristos și vor să descopere, este Dumnezeu care se descoperă foarte ușor pentru început și avem mărturiile multor trăitori ai vremurilor. Aș putea să dau un exemplu care îmi vine acum în minte și ar fi al părintelui Serafim Roz, care a avut o căutare extraordinară și feelingul acela l-a avut doar la o slujbă ortodoxă. Un geniu în matematică, chiar. Da, el a fost geniu în multe domenii. Da, da. A căutat foarte mult și a studiat foarte mult filozofia chineză, l-a studiat foarte mult pe Confucius și așa mai departe. Dar, iată, unui om care are o căutare sinceră, Harul este cel care se descoperă. Harul este cel care... Părinte Constantin Necula explica Harul ca într-o imagine a unui călugăr lângă mare, lângă valuri mari care venea spre el și un porumbel stând și neclintindu-se de pe urmă. Da. Era o liniște a Harului. Da, eu ador, ca să zic așa, în mod deosebit, pasajul scripturistic din viața Sfântului Ilie, când în adiere de vânt îl simte pe Dumnezeu. Da, exact, și aceasta. Oh, no.